dimineața și bine v-am găsit pe canalul Pasionat de Gătit. Astăzi voi face un smoothie. Haideți să vedem care sunt ingredientele și modul de preparare. Stați pe aproape. Ingredientele pentru smoothie vom avea nevoie de un amestec de fructe de pădure, zmeură, cătină, 20 ml de lapte de soia cu aromă de vanilie. Voi da cătina prin blender, după îl voi da prin sâtă, eu am nevoie doar de sucul lui. Acum vom folosi doar sucul. Acum punem mixul de fructe. Fructele nu trebuie să fie congelate. Dacă le aveți la congelator, trebuie să le lăsați 3-4 ore și după puteți să faceți mixul. După ce mixați fructele de pădure, punem zmeura și vom mixa în continuare. Spre final, după ce ați amestecat fructele de pădure cu zmeura, vom pune sucul de la cătina. Și laptele de soia cu aromă de vanilie. Și vom mixa. Acesta este rezultatul. Vă doresc poftă bună și spor la gătit!